Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem despre ce va fi vorba astăzi în această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi frumoasă de marți, 2 mai 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru toate mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare, pentru care eu sunt foarte, foarte recunoscătoare. Simt că fără toate acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această zi frumoasă de 2 mai, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își doresc și să li se împlinească toate visele. Haideți să vedem, dragii mei, și ceașca noastră de astăzi. Iată, așa arată ceașca. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. În primul rând, iată foarte multe vești bune care se apropie de voi în această zi și vă vor face să vărsați lacrimi de fericire, dragii mei. Lacrimi de fericire văd în casa voastră, o să se întâmple ceva de bine și o să aveți doar zile senine, dragii mei. Văd aici o pasăre, o privighetoare și literele V, S, A și L. Pentru voi se pare că vine o veste nemaipomenită. Veștile sunt aproape de voi, azi, mâine o să le primiți, dragii mei, și o să vă bucurați extraordinar de mult. Cifra 9 se vede. Este clar că pe această dată sau peste 9 zile, peste 9 săptămâni, se va întâmpla ceva frumos și pentru voi. Poate îți vei întâlni dragostea vieții tale, poate în familia ta va merge mai bine sau poate va fi ziua ta de naștere, poate ai un examen sau un proces la judecată. Ceea ce îți dorești, dragul meu sau draga mea, să știi că va merge spre bine. Cifra 3 apare în ceașcă, de asemenea, peste 3 zile sau 3 săptămâni, pentru cei din zodia Rac și Gemeni, văd că veți primi din nou o veste bună, fie în muncă, poate va trebui să începi munca undeva, fie financiar, văd că este posibil să primiți o sumă de bani destul de importantă de undeva. Dragii mei, văd că aveți un dușman ascuns, acesta nu-și arată fața, dar vă urmărește mereu. Este de la locul tău de muncă, văd că mereu este pe urmele tale această femeie. O să descoperi această femeie și o să-ți pară foarte rău de ea pentru că ai crezut o prietenă, dar abia acum o să vezi ce-i poate capul și sufletul și o să te ferești de ea pe viitor. Dragul meu sau draga mea, văd că ai petrecut foarte mult timp în singurătate, atâta timp încât nici nu mai puteai concepe că ai putea fi cu altcineva vreodată. Și iată că imposibilul se va întâmpla și pentru tine. Vei cunoaște această persoană deosebită care era singură ca și tine și care decide că vrea să-și împartă viața cu tine. Tristețe, bucurii, vrea să le împărtășească cu tine. De ce? Pentru că i-ai plăcut de la început, ai un farmec aparte care a făcut-o pe această persoană să se îndrăgostească de tine. Chiar dacă mulți dintre voi poate nu mai sunteți la prima tinerețe. Văd că o să aveți o relație foarte frumoasă cu această persoană și chiar vă veți căsători unii dintre voi. Dragii mei, văd aici o persoană din trecutul vostru care v-a părăsit când v-a fost vouă mai greu. Poate este partenerul tău,
poate este tatăl copiilor tăi. Văd că foarte mult ați plâns și foarte mult ați suferit, dar acest bărbat se va întoarce la voi, să știți. Însă voi nu-l veți ierta pentru că v-a lăsat atunci când v-a fost mai greu. Dragii mei, cei care aveți probleme cu inima, văd că o să vă iasă analizele bine, pentru că tare mult v-ați mai rugat să fiți bine și să știți că inima voastră este spre vindecare. Sau poate aveți în jurul vostru pe cineva cu aceste probleme cu inima. Poate este mama, tata sau fratele, să știți că această persoană o să se vindece. Roata norocului, dragii mei, se învârte în favoarea voastră. Dacă anul trecut nu ți-a mers bine, să știi că anul acesta o să ai mult mai mult noroc. Pentru cei sau cele cu litera M, să știți că vă vin bani de undeva. Poate vă mărește salariul sau poate se întoarce o datorie sau cineva vă trimite niște bani. Dar văd că această sumă de bani o să vă meargă, o să vă prindă foarte bine. Dragii mei, văd că se ridică greutățile din calea voastră și vă ușurați măcar puțin în perioada care urmează. Mai văd aici o broască țestoasă. În legătură cu o casă, văd că vă chinuiți să o vindeți sau poate vreți să cumpărați o casă de undeva sau poate să închiriați un loc, un spațiu de locuit. Aveți probleme cu o casă. Doriți să se rezolve această problemă mai repede și să știți că se va rezolva, dar trebuie să mai aveți încă puțină răbdare. Dragii mei, văd aici un pește. Înoată în sus acest pește și un avion. Poate vreți să vă cumpărați un bilet de avion, să plecați undeva, să știți că veți reuși acest lucru, fie din țara ta în altă țară, fie de acolo spre țara ta. Câteva lacrimi o să verși, dar vor fi lacrimi de... vor fi lacrimi de tristețe, văd, de data aceasta, pentru că este posibil să vă vină o veste, dar o să fie o veste din depărtare, o veste de la niște rude mai îndepărtate sau de la niște prieteni, în legătură cu cineva care nu era chiar atât de apropiat de voi, o cunoștință totuși, cineva pe care ați cunoscut. Să știți că o să fiți puțin supărați din cauza acelei persoane, dar o să vă treacă repede. În casa voastră, dragii mei, văd că sunt foarte mulți oameni. Poate este o distracție sau ceva asemănător, o veselie. Sărbătoriți ceva, fie o aniversare, fie un eveniment important pentru voi, poate un succes pe care l-ați avut la locul de muncă, dar oricum văd că această veselie vă va prinde foarte bine. Pentru cei cu literele T, A, V și O, dragii mei, văd aici o cheie. Se pare că rezolvați ceva în legătură cu o cheie. Poate închiriați o mașină sau cumpărați o mașină sau închiriați o casă. În curând văd că semnați un act și primiți această cheie. Vă bucurați foarte mult. Este posibil, dragii mei, și să începeți o afacere cu această cheie, da? Și să vă meargă foarte bine în afaceri începând din acest moment. Cifra 5, dragii mei, mai apare aici. Se pare că în 5 zile sau 5 săptămâni o să se întâmple o minune. Așteptați ceva de la un drum, poate așteptați o persoană sau poate vreți voi să plecați la drum, dar acea veste văd că este la ușa voastră și o să vă bucure foarte, foarte mult. O pisică, dragii mei, se vede aici. Este exact cum o pisică se gudură pe lângă tine, cerând mângâiere și afecțiune. Așa sunteți și voi, dragii mei. Văd că vă doriți foarte mult pe cineva care să vă iubească. Indiferent cum ești, că ești singur, singură sau căsătorit sau căsătorită, văd că nu ai parte de afecțiunea pe care ți-o dorești și vrei și tu să ai pe cineva care să te iubească, să te prețuiască pentru ceea ce ești. În următoarele zile, dragii mei, văd că totul va fi deschis în fața voastră, în muncă, financiar, în dragoste.
o să vă meargă totul foarte bine. Lăsați nourii negri să plece din calea voastră. Este foarte bine că, iată, în casa voastră a început în sfârșit să se lumineze, ați început și voi să vă relaxați și puteți în aceste momente să aveți și voi discuții din ce în ce mai senine, cu rezultate pentru voi. Dragii mei, văd aici și o pereche de ochelari. Este clar că cineva dintre voi are probleme cu ochii, poate sunteți dumneavoastră, dragii mei, văd că aveți dificultăți în a citi. Nu mai puteți să citiți fără ochelari și vă dor ochii, mai ales seara, înainte de culcare, acești ochi vă dor foarte, foarte mult. Ar trebui poate să vă faceți un control oftalmologic, să vedeți despre ce este vorba. Haideți să vedem, dragii mei, și dorința voastră. Iată cum s-a scurs negura din ceașcă în această farfurie. S-a scurs această negură din casa voastră, din sufletul vostru. Este clar că dorința voastră se va împlini, dragii mei, dar mare atenție la de ochiul pe care îl aveți în această perioadă, pentru că văd că în momentul în care ieșiți din casă, sunteți foarte, foarte sensibili și prindeți imediat acest de ochi. Este foarte multă lume, este adevărat, care vă invidiază, vă dorește răul și atunci sunteți foarte susceptibili de a primi acest de ochi asupra voastră și îl duceți și în casa dumneavoastră. Da, dragii mei, stați fără grijă pentru că foarte curând și în casa voastră va fi liniște și armonie, va fi pace. Și veți reuși și voi să faceți lucrurile la care visați acum. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!